aflată la poalele munților Nemira din Carpații Orientali. Veffe Nemira Mare, 1649 de metri. Localitatea Slănic Moldova este cea mai veche stațiune balneoclimaterică din Moldova, cunoscută încă din 1840, când stațiunea apare pentru prima oară pe harta administrativă Moldovei, sub denumirea de Feredeele Slănicului. Ele sunt răspândite pe o distanță de aproape 2 km, grupate câte 3-4 sau izolate, la câte 50-150 metri unele de altele, majoritatea dintre ele fiind situate pe malul drept al apei. Stațiunea, fiind așezată pe depozite de gresie de clioași și sturi disodilice, adică roci sedimentare, formate în principal din minerale argiloase și cristale de sodiu, apele meteorice care circulă prin aceste depozite se mineralizează. Apele minerale de la Slănic au compoziții și concentrații variate, fiind în general carbogazoase, acțiunea lor binefăcătoare poate fi asemuită cu acțiunea izoarelor de apă vie. Sunt medicamente complexe, preparate misterios în profunzimea scoarței pământului. Valoarea terapeutică a apelor minerale de la Slănic Moldova a fost confirmată de-a lungul timpului. O particularitate aparte, în categoria izvoarelor, o constituie izvorul Sonda NR2, izvor mineral foarte rar întâlnit pe glob, care se încadrează în grupa izvoarelor alcaline pure și apa din izvorul respectiv mai are o caracteristică aparte, arde. Nu chiar apa, ci gazele care ies odată cu ea. Un fenomen special, mult admirat de turiști. Cei interesați de vizitarea acestei stațiuni sau de petrecerea unui sejur relaxant, în scopul tratării organismului de diverse afecțiuni, pot ajunge aici cu ușurință. Fiind situată la baza muntilor Nemira, stațiunea oferă peisaje deosebite atât pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă, formate din păduri de faci și brazi.